Din nou în direct o să mergem la Botoșani, acolo unde în jur de 200 de oameni protestează chiar în aceste momente. Vedem imaginile. De la Botoșani mergem la Cluj-Napoca. Bianca Timșa este în direct cu noi. Bianca, bun găsit! Cum este seara la voi? Bun găsit, într-adevăr, și în această seară s-au adunat peste 50 de clujeni aici în fața prefecturii din Cluj. Vă readuc aminte faptul că ieri la Cluj-Napoca au fost aproape 1000 de persoane care au protestat față de noile măsuri luate de către autorități. Sunt foarte mulți clujeni care au venit cu steaguri, fluiere, dar și cu pancarte, cu diverse mesaje, printre care restaurantele mor de foame, circ fără pâine, împreună învingem pandemia, stop minciunii și stop restricțiilor exagerate și fără noimă. Protestul de astăzi, cum spuneam, a venit ca o continuare la cel de ieri, iar clujenii spun că vor ieși în fiecare zi pe stradă până când vor fi ridicate aceste restricții. Vreau să vă spun și faptul că aceste proteste sunt proteste spontane, drept urmare, jandarmeria a aplicat și sancțiuni, vorbim de 63 de sancțiuni contravenționale în valoare de 32.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și pentru fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în orele următoare și până la ce oră vor rămâne clujenii în stradă. Mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru informații. Sunt lucruri care se întâmplă în acest moment și în Constanța. Protestatarii au blocat circulația acolo pentru a putea să se adune și să meargă în marș.